Salutare și bine te-am regăsit la o nouă emisie Meditații pentru părinți, Dragilor, lor Nu o să vă vină mm. să credeți, dar în studiul meu Tocmai ce a venit Adina Nică Care este consultant cercetare Open Eye Research Și s-a ocupat de rezultatele studiului Părinții copiilor digitali Vrem, nu vrem, toată povara este pe umerii noștri, pentru că este datoria noastră să avem grijă cum și cât le dăm acces la um, era digitală. Cum și în ce fel învățăm despre lucrurile bune ale tehnologiei. Dar cred că mult mai e măsură să vorbească despre acest subiect, este fixa Dina. Bine ai venit! Bună! Hai să Bine vedem în primul găsit. rând despre ce a fost vorba în acest studiu. Am avut un studiu pe părinți, majoritatea din București, de deci șantionul pe București a fost de 564 de părinți, de copii până în 14 ani. Și scopul a fost să înțelegem comportament legat de accesul copilor la tehnologie, inclusiv internet, rețele de socializare, de la ce vârstă, în ce context, pentru cât timp, apoi utilizarea softurilor de control parental, interesul părinților pentru cursuri de informatică robotică și domenii legate de utilizarea tehnologiei despre care părinții ar dori să afle mai multe informații. Uh -huh. Foarte interesant a fost studiu. Practic am uh, dat niște cifre unor unor lucruri pe care le observăm în viața de zi cu zi. În, în concluzia principală ar fi așa că părintele acum este într-o într-o mare tensiune este în postura de a proteja copilul de potențialele pericolele a, a, ale accesării internetului ceea și ce înseamnă de, de tot, adică de mă gândesc că Da, și de dependența pe care o poate da, deci are un rol foarte important aici în același timp vrea să-i facă pe plac copilului și mai mult decât atât vrea să aibă un copil adaptat, să, fa să poată folosi tehnologia în avantajul său și de ce nu puțin, nu puțin văd utilizarea acum a calculatorului ca un... O, o, un Potențial de dezvoltare pentru o carieră în ITNC. Asta este percepția uh, părinților, că asta îi va ajuta pe, pe ei să cunoască mai bine acest domeniu. Și avem și părinți care sunt contra, adică care nu dau acces deloc, care sunt Foarte împotriva. puțini, foarte puțini avem. Majoritatea lasă copilul, chiar, chiar m-a surprins, avem de la vârste foarte mici până în 2 ani, de exemplu, avem 37% din copii care au acces peste jumătate de oră pe Vai zi la, la tehnologie, iar ceilalți au până în jumătate de oră. Unii, într-adevăr, nu, nu au deloc, dar... Um, avem mulți care chiar, chiar folosesc, uh, ce înseamnă, smart, smartphone, tabletă și laptop, asta, la asta ne referim, da, când spunem uh, uh, tehnologie. Și cu vârste mai mari? La, la de ce... exemplu, cel mai mare procent, jumătate din copii de peste șapte ani, petrec peste două ore pe zi la un dispozitiv digital din cele trei, smartphone, tabletă, laptop, da? Deci două ore pe zi în... Este cu mult peste ce ar trebui să fie accesibil lor, din punct de vedere neurologic. Și că se spune așa, se calculează câte 10 minute pe, pe, pe vârsta pe care o ai. Adică dacă ai șapte ani, ar trebui să stai 70 de minute maxim, maxim pe zi. Da, important e ce fac acolo. Și studiul ne-a spus că, de fapt, ei stau cel mai mult pe desene animate sau filmulețe. Filmulețe însemnând orice înregistrare din orice, inclusiv YouTube. Sau pentru jocuri, deci avem 74% pe filmulețe și 59% care stau pe jocuri, da? Deci nu stau, ne nu stau să învețe ceva sau să, să facă ceva mai uh, smart, doar se, uh, se uită. Și, de asemenea, cea mai aflat din studiu își fac, au conturi. Au uh, conturi, da? Cea mai mare uh, penetrare au conturile pe platforme de jocuri. Deci jumătate zi din zi copii peste șapte ani au conturi pe o, o platformă de jocuri. Și după 10 ani, majoritatea copilor au cont de e-mail și, și pe rețele de socializare. De exemplu, pe rețele de socializare Cu de părinților? Avem 54%. Da, asta este din ceea ce știu părinții. Da? Cea 54% părinții știu că. Dar nu este ușor înspăimântător, adică. Eu știu că pe sociale, adică trebuie să ai o anumită vârstă ca să poți să ai un cont. Evident că nu te verifică nimeni, că dai da, -a un click da, și aia asta, a fost. Este, asta este concluzia studiului pe care l-am făcut pe București. Uh, da, este o e împreună mare. cu, cu Orange. Iți ibiți împreună cu Orange și a fost realizat de OpenAI studiu. Bun, și ce, da. ce, 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 vrem să se întâmple în urma acestui studiu? Ok, avem niște statistici, avem niște rezultate care... Ok, ce a mai fost interesant a fost așa, că i-am întrebat pe părinți, ok, în, fa în fața acestei situații, care ne miră și pe noi, da? Ce vor ei să facă? Și principala lor, principala lor problemă este să afle cum să-i protejeze pe copii, să să le asigure securitate pe internet, pentru că sunt conștienți de pericolele pe, la care sunt expuși și vor să știe cum să facă lucrul ăsta. Iarăși, o, ce. -am... Și iartă mă trebuie să facem o paranteză, pentru că tu știi cum se face chestia asta și chiar putem să le sugerăm. Există acele Con... Exact, de control, control parental. parental. Iarăși, ei sunt interesați, dar se pare că aceste platforme, de, aceste softuri de control parental nu sunt suficient promovate. Pentru că același studiu l-am făcut și anul trecut Așa și avem este. același procent de. Plus că, uite, oameni cei care, care ne folosesc, ascultă nu înțeleg exact ce înseamnă acest control parental. Asta înseamnă, dragii mei, că există o anumită aplicație care, doar cu acordul vostru și numai cu acordul vostru, ei pot să petreacă un anumit timp pe ghideturi și anumite, exact, anumite, anumite site-uri. Site își propun, din ce am văzut așa în, în alte studii, își propun să facă lucrul ăsta, își dau seama că ar fi ceva bun, dar amână. Deci nu, nu e o preocupare astăzi să fac lucrul ăsta. în cele vicios în care mama spune, da. dăm tableta tata, -ta, și Ești... de televizorul și să ajung da. la discuții și da. aceeași treabă. Și zile. drept dovadă, într-un an de zile nu s-a modificat utilizarea de wow. programe de control parental. E Avem mult. același procent de 30 ceva la sută, deci foarte puțin, practic, și vorbim de bucurești. Părinții sunt deschiși să afle multe informații, sunt dorni să afle informații despre cum pot să-și protejeze copiii de uh, toate pericolele oferite de, uh, de internet, cum să facă să prevină dependența copiilor de internet și de tehnologie în general. Uh, și o altă zonă de interes pentru părinți este cyberbullying. Unii nu știu ce este, dar uh, cei care știu vor să afle mai multe informații despre acest subiect. Cam jumătate din ei vor să știe mai multe. Deci, uh, practic, studiul ne deschide o perspectivă de a ajuta pe părinți să uh, își ajute copiii și să folosească tehnologia în avantajul lor pentru dezvoltarea lor. Ce a mai fost uh, un, un rezultat interesant uh, în, uh, al acestui studiu a fost legat de comunicarea dintre părinți și copii în tot acest context uh, al tehnologiei. Și concluzia este că există o distanță destul de mare între cei doi, între părinți și copii. Copiii cer ajutorul părinților doar atunci când văd pe ecran mesaje, erori pe care nu le înțeleg. Aici avem jumătate din copii care fac lucrul ăsta. În rest avem procente foarte mici atunci când copiilor li se pare că au accesat un conținut prea violent sau conținut porn pornografic. Dacă ar exista o comunicare mai mare între aceștia, părinții probabil ar putea să-i ajute să-i ghideze mult mai bine în imensitatea internetului. Îți mulțumesc foarte mult, Adina Nică, de la Open Eye Research, consultant cercetător, fiindcă ți-ai făcut timp și prima noastră întâlnire, să știi și te mai aștept, Dar pentru că așa cum ziceai, uite, nu mulțumesc. înțeleg foarte mult despre cyberbullying, te aștept să vii aici și cu siguranță vom dezbate o altă temă despre ceea ce înseamnă cyberbullying.